Descrie sezonul recent, încheiat, în câteva cuvinte. Un sezon foarte greu, dar cu foarte multe împliniri. Ne-am îndeplinit obiectivele și cred că a fost până la final un sezon reușit. Descrie-te în câteva cuvinte. Ca om sau ca sportiv? Ca om, și apoi ca sportiv. Ca om, sunt foarte sensibilă și foarte pozitivă. Și ca sportiv sunt o luptătoare convinsă și nu suport să pierd. Care este cea mai amuzantă sportivă din echipa asta? Oana. Poți să mă vezi un moment amuzant? Sincer, cam tot ce povestește ea, în general, e amuzant. Ce îți place să faci în timpul liber? Să-mi petrec timpul alături de familiuța mea. Te-ai gândit ce sport ți-ar fi plăcut să faci dacă nu ai fi ales handball-ul? Sincer, nu. Pentru că pentru mine handball-ul e totul. Care e mâncarea ta preferată? Ciorba de salată făcută de mamă. Și desertul preferat? Gogoșile. Care sunt obiectivele pentru sezonul următor pentru tine? Sincer, în momentul actual îmi doresc o vacanță cât mai repede. Îmi doresc să mă liniștesc și, normal, pentru un nou sezon doresc să realizăm mult mai multe la față de cât am realizat sezonul ăsta, adică să reușim mult mai mult în Final Four. Ai un mesaj pentru fanii din București? Să fie alături de noi, așa cum au fost sezonul acesta, și le mulțumim pentru absolut tot.